Uneori Domnul trebuie să ne arate cât de greu este altora ca să înțelegem cât de bine ne este nou. Că nu suntem chiar așa năcăși și amăreți. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești chiar așa ca vulturul. Și nu știu câți dintre voi sunteți aici trecuți de în 75 de ani și dacă stați să vă uitați în urmă cât de mult va binecuvânta binecuvântat Dumnezeu, inclusiv bătrânețea. Chiar și în COVID, cât de mult va învigora Dumnezeu și în acest an de criză. Fiindcă adevărul este, noi cei ce trăim în această generație, cât mai ales părinții noștri am fost și suntem atât de binecuvântați, chiar și cu un anul ăsta plin de criză și de COVID, imaginează-ți cum ar fi fost să te fi născut în anul 1900. Anul 1900 și probabil că ai citit chestia asta până de o meditație extraordinară. Când ai împlinit 14 ani, primul război mondial a început. Și s-a terminat când ai avut 18 ani, 22 de milioane de victime. De La scurt timp după, la numai 20 de ani, o pandemie mondială numită gripa spaniolă ia vieții la peste 50 de milioane de oameni. Covidul 1,7, copil mic, comparabil cu gripa spaniolă. Tu ești totuși viu și nevătămat. La câțiva ani după, la 29 de ani, supraviețuiește o criză economică mondială, prăbușirea bursei de valori din New York, care provoacă inflație, foamete, șomaj. La 33 de ani, auzi când Germania a naziștii la putere. La 39 de ani începe al doilea război mondial. Se încheie când ai 45 de ani cu 6 milioane de evrei în crematorii peste 60 de milioane de decese și tu ești viu? Și a ajuns la 55 de ani, când orice om se bucură de ceea ce a putut să adune în viață. Și exact atunci dacă ești român, bă ce noroc ai când ești român, vin comuniști. Și ția, -ți și grădina, și casa, și vaca, și tractorul, și pământul, și tot ce vrei tu și ce nu vrei tu. Și cât te împotrivește, bagă și în pușcărie. Comunismul a distrus mai multe vieți decât al doilea război mondial. Și zici, nu las că ieși eu la pensie și pe când împlinești 65 de ani, gândește, ești născut în 1900, că până împlinești 65 de ani, auzi veste la televizorul alb negru că preobitul fiu al poporului, secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a fost ales ca președinte a României. Și de acolo s-o cam dos. Dragul meu, dacă ai ajuns la 85 de ani, adică în 1985, era un om binecuvântat, dar totuși, și atunci la 85 de ani, încă prindeai coz la pâine, coz la lapte, mâncare raționată, restricționarea libertății de vorbire și mișcare cu riscul de a fi închis, trimis la mun sau dispărut. Și nepotul tău care s-a născut undeva până în 1985 credea că tu, bunicul, n-ai nicio idee ce grea viață.